Ce? Pe voi țiganii poate face câte șapte o copii. Păi da, pe și care fac au, Păi zic da, dar părinte, dar pe că nu e aceeași vorbă. N-avea tu grijă de ziua de mâine, că eu am grijă de păsări. Deci, ăia sunt 100% în credință, adică atunci când pui totul în mâna lui Dumnezeu, pentru că tu știi cumva că va avea grijă Dumnezeu de ei. Adevărat, cu o precizare, pe care cu toată smerenia, chiar la ultima întâlnire cu părintele Chiril, să-i dea Dumnezeu sănătate, i-am spus -o în față, cu toată credința și cu toată smerenia, ascultă el. Dar, În greacă, în original, în Biblie, cei săraci cu Duhul, nu mai știu traducerea, nu mai știu nominația exactă, erau, sper să nu mă înșel, o ocios pneumatica sau pneumatic, ceva de. adică cerșetori cu Duhul. Pneumă înseamnă. înseamnă Duh. Da. Ce se întâmplă e că cei care n-au realizat nimic, care nu fac nimic, care nu întreprind acțiune, au împrumutat. Aceasta și zic, Dumnezeu uh, iubește pe cei săraci, iubește pe toți egal, greșit. Greșit total. Cercetor în duh înseamnă curiosul, omul care sare dintr-un loc în altul, omul care are o dinamică perpetuă. Dacă tu nu te miști, ești mort, ești păcătos. Uh, am o calificare, am un job, bravo, așa și mor în el. Cea mai mare. Abilitatea actuală este mișcarea dintr-un punct în altul. A cerși Duh, a fi, nu vreau să fiu rău, combinator, dar nu în sensul peiorativ, nu în sensul tâlhăresc, în sensul a pune lucrurile în ordine în beneficiu celorlalți, te face exact cum vrea Dumnezeu, bogat. Dumnezeu te vrea bogat, Dumnezeu nu te vrea sărac. Dovada, uite-te la cei săraci. Uite ce hal de viață au. Domnule, că martir, martiriul acest, că martirii, viața monahală și martiriul de secol 2, 3, 4, ta, da? Bizanți, de la Sfântul Mina, la Sfântul Gheorghe, toți au avut o viață pe care au ales-o așa. Când depune, să depune jurământul sărăciei în Atos, da? Sau în orice monahie, păi aia e o alegere. Dar tu nu ești monah. Că după